efectiv mereu unde încercam să pușem erau și ei. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare, My Friendos, eu sunt Flash și bine-am v găsit la un nou episod care este un pic diferit de Poliția CS:GO și vreau mai întâi de toate să vă explic care e contextul și care e faza. Ultimul episod de Wingman My Friendos a fost un match în care am picat cu un player care m-a enervat pe mine primul match jucat cu el iar acest prim meci nu a apărut pe YouTube pentru că nu l-am postat. A fost uh, un troll fantastic, uh, dar când am postat episodul și episodul în care am zis că, "Boi, uite, mă joc cu player, așa l cheamă", și m-a enervat și nu știu ce, și de aia n-am postat clipul. Uh, un abonat, Teodor Pane, uh, mi-a lăsat două comentarii în care mi-a spus că "De ce mă enervez?" Pentru că, de fapt, mai bine vă citesc. În meciul trecut vă urmăreau adversarii prin pereți, mă uitam live la meci. Adică el m-are la prieten pe Steam, fiind membru al canalului, și a intrat pe mine și a dat watch și se uita la meci în timp ce eu filmam cum ar veni și el a văzut meciul. Iar mai apoi a mai lăsat un comentariu, nu știu de ce era nervos pe al tău că meciul anterior nu putea face nimic pentru că își lua numai pri Fire. Și, într-adevăr, după ce mi-a zis și el chestia asta, pentru că el mi-a și scris după ce am ieșit din meci, um mi-am dat seama că, băi, ok, adversarii jucau destul de bine, cam erau cu un pas în fața noastră mai mereu, dar nu i-am făcut codat sau ceva, ci pur și simplu eu am dat vina pe felul în care am jucat eu și cu player, adică cu echipierul random cu care am picat în echipă și pentru că, na, el pușea când puteam noi să dăm comeback și murea iurea și toate cele. Deci cam asta este ideea mai friendos, iar în acest episod vom face... Poliția CSGO pe acest demo și o să vedeți și voi meciul și sunt tare curios pentru că eu n-am văzut până acum am uit deodată cu voi și reacționez deodată cu voi la chestia asta sunt curios dacă aveau cod dacă ne-au bătut cu wallhack cu AIM deși nu cred că e vorba de AIM ci mai mult de wallhack așa că o să trecem direct la Treabă aici să vedem cum decurge meciul și adversarii în cauză sunt Angel și cu Blink care, cum spune domnul Teodor Panet, dădeau prefire și făceau chestii nasoale. În fine, ăsta e warm-up-ul, nu știu ce nu avem pe ecran așa bun. Avem și timerul și o să înceapă runda. Vreau să mă pun uh, spectate. Nu știu sincer pe cine să mă pun, uh, dacă pe Angel, adică 1 sau 2, pe Blink. Parcă ăsta a jucat mai bine. În orice caz, hai să vedem. Hai să vedem. S-a băgat în site, OK. Ne știe, pe amândoi am venit aici push și eu și player uh, pe short. Angel l-a scos pe player. Ar fi cazul să schimbăm. Ok, tot trage aici S-a uitat în stânga, după aia am a văzut în dreapta Mie nu mi se pare nimic ca normal momentan Dar Teodor Pane trebuie să fi văzut el ceva Încât uh, Să lase comentariile astea Și să-mi și zică în privat după meci Că mamă ce coduri aveau aia, Că mă uitam la meciul tău Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage Cu codul OneFlash, adică fix numele canalului Deci trebuie să fi văzut el ceva În fine, hai să vedem Blink, 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 blink Mă rog, nu-l cheamă Blink, dar o să-i zic Blink uh, Ok, au făcut kilo aici Nu a fost nimic spectaculos runda asta la pistoale Dar, mă rog, a fost un meci destul de uh, lunguț Și probabil că avem destul de multe chestii de văzut Ia să vedem domnul Angel Se bagă aici Eu ies pe short pe Vedeți, am făcut strafe și pe -aia am încercat să îi trag, dar eram pe pistol și n-am reușit nici măcar să-l ating. Uh, eram pe P250, iar domnul Blink a făcut kilo pe lung pe player. Bun, hai să vedem în continuare. Uh, utilități. Uh, mi se pare că ei își luau mereu un molly pe care îl dădeau total la iurea gen exploda în aer pe mid, nu, nu se ducea unde trebuie. Văd că tot aruncă domnul Blink, ia să vedem. Aici Angel a pușat, și domnul Blink s-a dus. Player a făcut aici kill. Eu vin pe short, ia să vedem. Ăsta mă bate pe mine. Eu cream că e sus pe cutie. Ați văzut unde am ieșit eu cu ținta. Și aici player a făcut kill-ul și a scos runda. Um, ok, 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 ok. Um, hai să vedem mai departe. Să dăm puțin 4x. Până acum, sincer să fiu, n-am văzut nimic. Um, din nou, Blink. Își dă un smoke. Ok. Domnul Angel, stai aici. La balcon. Și nu face nimic. Ok. Blink l-a văzut pe player. Eu am rămas pe uh, lung. Al meu se băgase prin casă. Deja cred că începeam să mă enervez. Și aici mă știa și a ieșit direct pe mine. Hai să dăm un pic să mai vedem. Să dăm un pic în spate. Deci la, nu știu. 3, 4, 6, așa Suntem mai aici Ok, s-a făcut kill-ul M-a auzit Da, deci m-a auzit Și a ieșit direct Free fire pe mine Știa că sunt pe short Dar o a ieșit la sigur Un pic așa A ieșit la sigur pe colțul ăla de sub acoperiș Adică Știi, unor când dai pre-fire Într-un spațiu atât de larg Încep și tragi, ești trăgând cu ținta undeva, dar după aia ajustezi. Gen, că nu se nimerește mereu să fii pe același... Uh, fix pe același spot cu ținta unde ar fi și jucătorul. S-a făcut un kill mai devreme și vreau să vedem kill-ul ăsta. Așa că o să mă mut pe Angel. No, aici m-a văzut și a reacționat. A fost timp de reacție normal, ok? Asta vreau să văd. Uh, și acum blink. Hmm. Rămân... Uh... Român cei doi, tot Angel a făcut kill-ul Și după un smoke l-a făcut Ok, hai să vedem, hai să vedem și kill-ul ăsta Angel, ok Dăm aici Era pe shift Ok, și era cu ținta lângă colț. Nu avea de ce să țină ținta în altă parte Nu pot să zic că a fost pre-fire sau ceva Dar, na S-a dus fix pe unde venea player Bun, hai să ne uităm pe Angel Ca aparent Angel are mai multe kill-uri decât Blink Ok Înseamnă că i-am confundat -o. Poate că despre acest angel era vorba Ok, s-a uitat la boiler Player a trecut acolo Ia să vedem Își dă un smoke Și aici Ne-a secat rău de tot Și eu încep să am mare derby cu el Vedeți, m-a secat din smoke De acolo, din marginea aia Și nu prea mai aveam ce să facă Nu prea, nu prea mai aveam HP ca să face ceva, să reușesc ceva efectiv. Bun, hai să vedem mai departe, tot pe Angel. Tot pe Angel, vreau să-l vedem. Ok, dă un smoke în casă, al lui e pe lung. Ok, a făcut uh, kilo acolo pe cap, să vedem kilo. hai să vedem și kilo ăla. Hai să vedem și kilo ăla, ne mătăm pe domnul Blink, nu? Bineînțeles, cum? Își dăm molio care, vă zic eu că... Nu, n-ai nice. Sau ba da, a explodat în aer. A explodat în aer. Ia. Și el are un smoke aici. Și iese direct. Player, săracul, se uita la smoke. Nu știu. Omul player m-a enervat pe el pentru că uh, nu vorbea deși avea microfon și făcea numai cel tăia capul pe el. Se ducea de nebun. Se ducea pe lung, pe, pe, prin casă. Și eu efectiv rămâneam practic încercând să mă focusez, să aud un pas. Să mă gândesc că unde să ies Free sau ceva de genul ăsta singur, că nu mai aveam cu cine, nou. Așa și Angel aici mi-a dat mie tapuri. Nu pot să cred, mamă, deci deja de fiecare dată în ultimele date am fost pe jucătorul greșit. Hai să-l vedem pe Angel. Din nou, să-i dăm rezum aici și să vedem. M-a văzut, da? Deci m-a văzut, eu am tras și aici am vrut să-i dau eu molly și el a rămas ieșit. Și aici am zis eu, mamă, normal că e 6-1 și că stai ieșit, că mi-am amintesc, mamă, mi-am cuvintele, normal că e la 6 runde câștigate, la 6-1, normal că stai ieșit, nu-ți cover și n-apuc să-ți dau moliu, că tu stai și mă ții. Că, na, e normal, ai atâtea runde câștigate, încep și joci mai, mai trai hard. Aici imediat când și-a terminat gloanțele, ați văzut că a continuat un pic spray-ul după ce m-a bătut pe mine Uh, și a terminat gloanțele Și pe aia s-a retras repede Era puțin fricuță Și s-a mai făcut un kill de partea cealaltă Ar fi fost mișto să putem activa autodirectorul Sau ceva pe demo ăsta uh, Dar Nu știu cum să facem chestia asta Ia. Aici se blink Direct pe shift Și face kill -ul. Ok. Și deja e 7-1 Deja e 7-1 ca să înțelegeți, mai o chestie. Tudor Pane nu e rang foarte mare. Până acum nu pot să-i acuz de uh, de cod. Nu pot. Nu pot să fac chestia asta. Aici m-a bătut și pe mine Blink. Al meu era urcat în casă acolo. A Mamă, ce m a nervat la runda asta. Deci, mi-am inteles perfect. Eram împit. Al meu s-a urcat la casă și uh, ținea short cumva din casă. De acolo, de pe balcon, de fapt. Nu în casă, pe balcon. Și când l-au bătut de pe short, a început să țipe că mamă, că ce e asta, că nu știu ce zici, bă, bro, dacă stai acolo, 1v2, dacă practic o să vezi doi oameni care ți iei spășor, dacă dau puș, e clar că ce instant în poziția, nu putea să-și găsească altă poziție și că a aruncat rundele astea efectiv, runde la care putem să începem și noi să dăm comeback, pentru că eram pe City și e mult mai ușor pe City, dar... Um, în fine, hai să vedem. Asta ar trebui să fie ultima... Nu, nu e ultima rundă. Nu, 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 mi se pare că nu. Nu, mai avem, mai avem ceva runde din demo Pentru că am uh, început și noi să recuperăm parcă Un pic Uitați-vă aici, smoke-uri haotice Am făcut eu kill La mamă ce l-am scos aici pe Angel Ok Sunt curios dacă atunci când am făcut eu kill-ul Hai să dăm un pic în spate Sunt curios dacă el uh, Ieșea cu ținta pe mine sau ceva de genul ăsta Ia. Hai să vedem din perspectiva lui Cum și-a luat-o, fiți atenți Vine aici, a dat flash și castană direct Mamă, ce castană i-am dat noi cum Ok Și asta vine pe Vrea să vină pe scurt Ținta, ta Deci ei, ei ne țineau Într-adevăr, ne țineau mult prea bine Și vă rog să vă uitați Punem pauză acum Unde, bine, acum și-a mai ridicat un, un pic ținta Uitați-vă la movementul lui Unde și ține ținta Și gândiți-vă că vreau, oamenii uh, Erau uh, Efectiv, mereu unde încercam să pușăm Erau și ei ne țineau cu Molly, cu toate cele ați văzut de fiecare dată. Bine, nici noi n-am șcat foarte uniți, că poate treceam peste bariera lor de Molly, Smoke, habar n sau uh, treceam peste primul om care pușea și ținea uh, o poziție, gen se băga pe short, sub acoperiș sau ceva. Aici uh, i-am dat eu un hit, a venit și player din spate. Uh, chiar uh, eram ceva de genul, mă, hai, tragi una, please, tragi una <laughs> Mai ales că era în spatele lui uh, Domnul Angel, ia să vedem, se bagă cu Tech 9 okay. Eu îl am aici din side Mamă, și am zis, aici l-am bătut cu un glonț Deci aici am rămas cu un glonț în P90 și am dat cap cu ultimul glonț din P90 Și tot ziceam, hai mă, dar nu, nu intră glonțul, nu că efectiv ați văzut, am tras un încărcător în el prin cutia aia uh, și pe 90 îmi din greșeală, by the uh, way. 8-3, da, asta e runda aia, că vreau să-l văd și pe domnul Blink cum, uh, cum și ce a făcut. Ok. Moli, uite, player se bagă în casă și pușează casa. Uitați-vă un pic la player ce face. Uitați-vă un pic la 8-3, el pușează casa. Și uitați-vă cum țin ăștia. Deci uitați-vă cum țin au dat moliuri, deci ei zici că joacă pe CT acum pe ei uh, au dat moliuri, nu știu și așteaptă, Morg, mă rog, nu e vorba de moli și altceva, așteaptă, ne așteaptă pe noi să pușăm. Și acum, când dă să iasă player, începe să miște și blink. Și aici a făcut uh, player kill-ul. Aici player pierdut. Ați, ați, văzut unde se uita player? Ați, ați, văzut unde se uita? Efectiv, cum, cum, cum era un pierdut și îmi zice Tozor Panen în comentarii, nu știu de ce erai nervos pe al tău, că meciul trecut nu putea face nimic. Uitați-l unde este al meu, uitați-vă ce scor este și uitați-vă cum a murit și ce a făcut înainte să moară. Deci, și totor Panen zice, nu știu de ce erai nervos. Nu, no, cum? Ha, și uitați-vă unde sunt eu, încercând să salvez, să trag cu dinții de meciul ăsta, că poate, poate, egalăm sau habar n-am mai luăm niște runde, nu știu. Ia să vedem. Aici m-am apucat eu de pușat, pentru că am înervat că am singur. L-am văzut pe ăsta aici, da, na, pe 90, nu prea aveam ce să-i trag eu, îi se vedea puțin din corp. Ok. Nu știu dacă m-a văzut că am trecut, eu n-am văzut. Bine, e și playerul highlighted, vedeți, vedeți din smoke. Da, Sincer să fiu, având în vedere că se juca la rang mare, mi-e greu să zic, să-i acuz direct de wall. Dar e foarte posibil să fi și avut ceva. Uh, sau să-și dea info, nu știu, să dea blink, info, ăsta, să asculte. Adică nu știu dacă e wallhack în mod direct, cum ar veni, știți? Dar uh, vă las pe voi să-mi spuneți în, uh, în comentarii. Uh, cum uh, vi s-a părut Și ce ați văzut suspect pe lângă ce am văzut și eu Poate eu am uh, omis ceva Mi s-a părut ciudat atunci când au stat uh, Pe mid până a pușat player În boiler și a ieșit player Din boiler uh, Mai ales că blink era, nu? Parcă s-a mișcat fix atunci uh, Când uh, Dădea player să iasă din boiler Nu știu, e, e puțin suspect Într-adevăr, dar nu e Cum spunea Teodor Pane Citez în meciul trecut vă urmăreau adversarii prin pereți, mă uitam live la, la meci. Nu e chiar așa. Adică, totuși, e wingman. Știți? Dar, repet, spuneți-mi voi, chiar sunt curios, vreau să o comentariile mai frândos. Aveau wallhack sau nu aveau? Băgați codul One Flash pe PC Garage ca să vedeți cel absolut orice comandă mai frendos, să vă scoateți transportul sau poate mai mult, mult mai mult dacă vă luați un PC și băgați codul, uh, vă scoateți mai mult acolo. Băgați un follow pe Insta One Flash cu 0 ca să vedeți poze behind the scenes cu noul studio, gen wire management și ce mai facem. Azi cred că îl terminăm, abia aștept să văd cum o, o să arate uh, final, ca să zic așa, și vă să zi cât mai bună, ne revedem din seara pe live, eu am fost Flash, v-am pupat, pa!